Abia a început Olimpiada de la Rio, iar noi avem deja primii câștigători. Este, mă! Până acum, cel mai mult a avut de câștigat o firmă fantomă care vinde Comitetului Olimpic Român echipament contrafăcut. Felicitări, băieți! Ne faceți mândri, campionii noștri! Ce frumos! Cum să jupoaie ele de acolo literele alea? Deloc nu vor să stea. Iar asta, dragii mei, nu este o vânătaie. Sportivilor noștri le rămâne vopseaua echipamentului pe piele după antrenamente. Asta în cazul în care apucă să se dezbrace, că la scrimă s-a întâmplat să crape echipamentul pe ei. Ce spun sportivii? Gazeta Sporturilor a stat de vorbă cu ei sub protecția anonimatului, desigur. Uitați cum stă treaba. Noi suntem de o viață în sport. Acest capa pe care îl purtăm nu pare un echipament original. Se comportă ca un fake, ca unul contrafăcut. Păi fraților, zic și eu, dacă arată ca un fake și se comportă ca un fake, nu știu, zic și eu, poate chiar o fi un fake? De unde ziceți că l-ați cumpărat? De pe site-ul ăla echipamentefake.ro? Bună ziua! Contractul de echipament pentru Rio a fost semnat cu firma Kappa din Italia? Nu! Contractul a fost realizat pe SEAP cu firma Pax Creative. Ei au lucrat cu un distribuitor Kappa din România, din câte înțeleg. Din câte înțeleg? Vedeți? Aparent, Comitetul Olimpic Român e ca un băiat de la țară foarte prostuț pe care îl fac golanii din vorbe. Îl trimite taxul la târg cu traista de bani, iar el vine acasă cu un televizor panascanic, un training mic și încălțăminte Adidas, care se rupe și când stai așezat pe scaun. Ce ore pare să aibă genul ăla de naivitate care, cum să spun eu, care te lasă gravidă și nici nu știi cu cine. Și n-am spus tot, de fapt, capa e doar un imprimeu pus cu lipici, că pe etichetă scrie cu totul altceva. E, ce spun oficialii? După ce mi-ați spus, ne-am uitat și noi. Așa e, aveți dreptate. După ce ne-ați spus? Nu credeți că era o idee foarte bună să vă uitați înainte, doamnă? Oricum, merge vrăjeala, da, nici nu ne-am prins că s-a mânărit o licitație acolo, nu. Deci eticheta era pusă cu lipici și voi ați pus botul. E ca și cum ai cumpăra o mașină pentru că recunoști logo-ul, iar când ajungi acasă, vezi așa ceva. Știu că e stupid, dar pare să meargă. Încă pare să meargă în România. E, a cui e vina? Eu vă pot garanta că achiziția publică s-a făcut 100% corect. Că se ia brandul, pe ele scrie că trebuie spălate la 30 de grade. Dacă se spală la 50 de grade, poate că se ia. Colegile mele care s-au ocupat de echipament mi-au spus, apropo de pantalonii care s-au rupt la scrimă, că scrimerele și-au ales măsuri strâmte. Eh, sigur, sigur. De vină sunt sportivii, domne. Nici n-avea cum altfel. Nu știu nici să le spele, nu știu nici să le poarte. Mama lor. Auziți, tanti, haideți să vă iau așa, pe înțelesul dumneavoastră, să vă explic cu poze. Puteți să vă trageți un taburet în fața televizorului, că avem desene. Uitați aici. Ăsta, doamnă, este un tricou original Kappa. Ăsta e bun. Ăsta merită banii. Dumneavoastră l-ați cumpărat pe ăsta. Vedeți diferența? E mare, nu? E, de ce a cumpărat CEOR-ul așa ceva? Doar pentru că seamănă cu un tricou original? E, lăsați, lăsați, nu o luați așa dramatic. Sunt doar țoale, doamnă. Noi, românii, dacă suntem buni, câștigăm oricum. Îmbrăcați în zdrențe, în fundul gol, înfășurați în steag. Da, în steag. Știți, drapelul nostru, tricolorul, ăla pe care l-a primit Cătălina Ponor de la Klaus Iohannis. Ăla în trei culori, da. Verde, roz, albastru. Dar ce are, domne, nu tot tricolor e? E un tricolor chinezesc, l-a luat mai ieftin, na.